E și o dragoste de București, aș zice. Da, sigur, e normal, este orașul pe care l-am cucerit. Mi-a plăcut replica asta. Da. Gândește-te că... Da. Am tot auzit că, mă rog, nu poți să scrii despre București, mai bine Băștinași ar scrie sau așa, chestii de genul ăsta. Și pot să spun că, în cazul meu, e vorba despre o bătălie. Ani lungi am făcut naveta la București, dorindu-mi orașul ăsta, încercând să-i înțeleg toate firele ascunse, toată geografia labirintică. Și când am ajuns în București, cred că prima mea obsesie s-a legat de București, ora lui Eliade. Am avut o sumă de elevi pe care am contaminat cu această obsesie. Unii dintre ei chiar au rămas acolo și în ziua de azi. Și pur și simplu lucrurile astea justifică într-un fel legătura cu Bucureștiul. Și dincolo de asta, da, e adevărat, este un spațiu în care mă simt acasă. Ai senzația asta de mister, de, că spuneai de Bucureștiul lui Eliade, este un București eminamente magic. Mai ai senzația asta? Da, sigur că da. Pe stradă? Chiar de când am pus prima oară piciorul în orașul ăsta, am simțit că aici este ceva. Pentru că acolo unde au trăit oameni și au fost pasiuni multe, rămâne în urmă un parfum pe care o ființă ca mine, adulmecătoare, îl simte sigur. Emisiunea Vorba de Cultură, invitata săptămânii, Doina Ruști. Suntem Astăzi, vă urez numai bine!